Mic dejun sănătos cu iaurt și semințe de chia. Bună ziua, bună ziua, bine ați venit la prăjituri cu camelia și cu cate gustoase. O să începem cu un mic dejun sănătos făcut din iaurt la rece și cu semințe de chia. Și o să punem și semințe de floarea soarelui și migdale, o lingurită de migdale și puține stafide. Și aici avem trei opțiuni. Bună ziua, Rodica! Bună ziua tuturor, bine ați venit! Așa, și avem să îndulcim cu o linguriță de miere de albine și o să punem bucățele de portocală sau să îndulcim cu crema de arahide care am făcut-o săptămâna trecută, care are și miere, care este dulce. Așa, și o să începem. Aici avem iaurt, 125 de iaurt. Așa. Și o să punem din semințele de chia, o să punem o linguriță, așa, plină. Am să pun și semințe de floare soarelui, o linguriță, două. Și din migdale, tot așa, am să pun o linguriță, două. Deci am pus 125 de iaurt, o linguriță de semințe de chia, două lingurițe de semințe de floare soarelui, două de migdale și o să punem și stafide. Tot așa, o să luăm așa cu mânuța, ca să punem câteva, cam două lingurițe să fie. Așa. Și acum amestecăm bine totul. O să dăm deoparte și o să lăsăm măcar o oră să se umple. Puteți face această operație seara și dimineața doar adăugați puțină cremă de arahide sau puțină miere și bucățele de fructe. Eu astăzi am portocale, dar puteți pune fel de fel de fructe proaspete. Și aveți un mic dejun sănătos. Așa. Deci am amestecat aici toate semințele și am să dau deoparte ca să se umple semințele de chia și după aceea o să punem din miere și portocale și din... Vedeți că s-au Așa. umplut semințele de chia? Și acum îl puteți lăsa chiar și aici. Eu am aici două variante. Ori faceți cu miere de albine și cu o portocală și cu acesta, ori optați pentru o cremă de, eu aici am o cremă de arahide făcută în casă, cu miere de albine, cu cacao, tip Nutella, între ghilimele. Și așa, și acum, ori puneți într-un pahar și vă faceți așa să fie frumos. Ia uitați, într-un pahar așa mai mic sau un pahar, ia să las așa ca să se vadă mai mare. Și acum cum preferăm, să punem și cu ciocolată și cu... Aici mai avem câteva semințe. Așa. Și o să punem din compozitul, vedeți că s-a făcut mai groasă. Puteți pune și fructe, fel de fel de fructe. Și o să punem așa puțin pe fund. Aha. Eu am să pun din toate. Am să tai și portocala. Să vedem dacă se curăță bine așa.
am să pun câteva semințe, așa aici. Câteva migdale, acesta este un praf de migdale, așa. Am să pun și puțină cremă din aceasta de arahidii. Sau dacă nu doriți, puneți doar miere de albine și cu portocale. Așa, ia să o amestec așa puțin. Vedeți, făcută în casă. O amestecăm puțin și ia uitați cum arată. Cremă de arahide. Și am să pun așa o linguriță, nu mai mult. Să punem așa 2-3 portocale. Din iaurtul nostru cu semințe. Punem câteva semințe, așa. Din praful nostru de migdale. Acesta este opțional. Dacă doriți, puneți. Dacă nu, nu. Și încă puțină. O să pun așa cu degetul. Ca să fac mai repede. Este bun, 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 bun. Ce bunătate! Cu semințe de chia. E un deliciu. Eu mănânc în fiecare zi așa câte un păhăruț de iaurt. Iaurtul nu este dulce, de aceea am zis să puneți puțină miere de albine. Eu nu am pus miere de albine, că această cremă are deja miere. Este iaurt acru. Așa. Și astăzi am făcut acest mic dejun. Îl puteți mânca și în jurul orei 5-4. Vă pup și vă mulțumesc din suflet. La revedere și multă, multă sănătate vă doresc. Pupici! La revedere, vă pup. Aș sta toată ziua cu voi. Vă pup, la revedere. Pupici, multă, multă sănătate vă doresc.